Te salut! Am fost învățați că pentru a obține slăbirea avem nevoie să renunțăm la plăcerea gustului. Deși am observat de-a lungul timpului că această abordare nu aduce rezultate, totuși insistăm să ne forțăm să mâncăm ceea ce nu ne place pentru a slăbi. Ceea ce este frustrant, demotivant. Hai să-ți ofer o paralelă. Cum te-ai simți dacă ți-ai impune să fii într-o relație cu o persoană pe care nu o placi? Tu ai nevoie de ea, dar nu o placi. Așa se întâmplă și în cazul slăbirii. Și cu cât ne forțăm să facem ceva ce nu ne place, cu atât opunem mai multă rezistență. A slăbi fără a ține cont de cauzele care ne-au determinat să mâncăm este ca și când am vrea să facem curățenie în curtea casei, tăind tulpinele buruienilor, fără să scoatem și rădăcinile. Slăbirea nu va putea fi menținută dacă interpretăm disciplina ca fiind presiune, constrângere. Cui îi place să îi se ia puterea, să se simtă supus, controlat? Când ne simțim obligați, opunem rezistență. Noi nu avem nevoie de disciplină, ci de motivație. Motivația are de-a face cu starea de bine, nu cu constrângerea. Asta întrucât constrângerea înseamnă durere. Acesta este și paradoxul slăbirii. Simțim că ne facem rău mâncând ceea ce sprijină slăbirea. Și când avem motivație, ne organizăm și ne procurăm alimentele care ne încântă gustul și sprijină slăbirea. Tu nu ai nevoie să fii disciplinat. Tu ai nevoie să fii motivat. Și da, tu poți.